venit la Idot Twins, un nou vlog azi. Daily vlog numărul 2. A nins foarte mult, 40 de centimetri, furtună mare și aici și în Toronto. Și am vrut să vă arătăm exact cum este și cum am dat zăpada. Am făcut un mic dejun fantastic cu familia Ido. Foarte bun. Deci, haideți cu noi la un vlog minunat. Ca să începem vlogul ăsta, a început să ningă. A nins, acum este ianuarie 16 și este 10:20. Hai să vă arăt acum. Deschid ușa așa. Stai să văd. Să vedem ce frumos ninge la noi. Mamă, ce frig e. Dar a început ninsoarea. Dacă vedeți aici departe, a început ninsoarea. A spus că o să fie vreo 20 de centimetri. Să vedem ce este mâine dimineața. Acum nu știu exact cum o să fie, dar uite, lumea încă tot are lumile de Crăciun. A început să se pună pe jos frumos, frumos. Și mâine o să dăm și noi un pic zăpada, dacă tot ninge. Și au spus că o să ningă, dar vom arăta să vedem ce va fi mâine. Eu sunt și o sete. Hai să intrăm înapoi în casă, pentru că este foarte frig. Dar începe zăpada, super mișto. Și să vedem mâine ce va fi. Mexicani, ce face cățelul? Cățelul bea apă. Cățelul bea apă. Eu mă numesc Alex, eu sunt Alex Ido. Lumea câteodată spune că eu sunt Vali, dar eu sunt Alex. Acum avem aceeași chile, pentru că eu m-am îngrășat, am început să mănânc și eu ca să ajung și eu ca la chilele lui Vali. Și am ajuns, acum sunt chiar gemeni. Și nu o să puteți să ne diferențiați, pentru că arătăm la fel. Te mușcă pe tine de nas. Mă enervează-l tu mult pe Mexi, să ce te mușcă de nas. Dar lasă liber, să ce face. E nervos de nu mai fie de el. De ce se râzi? De ce se râzi? De nervi! De nervi! Te-a scuipat? Haide tu, că te-ai enervat frățiorul tău. Haide tu la mama, haide. Haide. Oh, nu. Te mușcă, Alex. Te mușcă, Alex. Ce ajută de să te prinde. Aaaa! L-a prins de nas. M-a prins de nas, ha? Mă prins tu de nas? Bravo, Max! Bravo! Bravo! Max, ești dambici! Nu e dambici! Tu la mama, hai! A tăiat-o? Nu, da! Apoi, mama, de ce faci? Eu bine, da tu. Uită-te cum ninge acolo. Deci, acum un update. Acum 20 de minute mai ținut de când am filmat. Uite, deja s-a pus totul. Ninge ca în frații Grimm. Și deja s-a pus peste tot cum am filmat înainte și nu prea au fost pe jos. Acum este plin. Deci mâine o să avem mult de făcut pe jos. O să strângem zăpada. Vali, ce zici? Wow-leu, ninge cam povești la... Ieri și am zis asta. N-am știut. Din păcate, nu știu de ce nu a nins așa de... Adică am avut puțină ninsoare iarna asta, dar acum o să ningă 20 cm. Foarte mult. Mersi, tata Ido, te pup. Mersi, că noi n-am avut lumina până acum. Hai să vedem. Wow. Vali este uimit. Dar ninge tare, guys. Ninge tare. Au spus în anumite zone până la 30-35 de cm. Da. Dacă avem noroc, noi primim 50. Tata Ido, mâine facem un om de zăpadă? Om de zăpadă. Dimineața la 7. Super. Okay. Nu, la 6:59 ne trezim. Da. Super. Cred. Dar okay. Întâi ne spălăm pe dinți. Sau după. Primul loc. Okay. Zilea dimineața. Hai să vedem dacă a nins cât a spus că o să ningă. Bună ziua, bună dimineața, mama Ido. Bună dimineața. Ce faci? Uite, fac cafeaua. Și vreau să fac cafea. Ți-ai făcut deja? Da. Super. Fac și eu. O cafea.
România deșteaptă-te, române. Pum. Apăsăm flat white. Asta e. Mai e? Da. Apăsăm flat white aici. Și să înceapă distracția. Bună dimineața. Da, da, da. Nu mai poți ieși afară pentru că e zăpadă peste tot. Vine laptele. Super mișto. Ce faci? Unde? Unde fugi? Hai, hai. Ce afară? Bravo. Alex? Da? Hai, dă-i la Mexi, te rog frumos, o conservă. Păi... N-am mai mâncat de mult conservă, nu-i prea plac. Mai facem o încercare. Problema este că, uite, eu fac mult și tot nu pot să rețin chirea asta. Hai, mă, Alex. Așa. Și eu dau, hai, o scot așa, jumate sau cât pun? Pune-te jumate. Mamă, ce bună arată. Ți-ar place și ție. Ok, și bucățele, nu? Da. Așa mănâncă Mexi, bucățele, bucățele, bucățele. Și eu pun la păticul lui. Sau acum nu mai are dinți, știi? Nu mai are dinți. Deci... Oh, așa. Nu divulga, săracul. Bătrâne. Uite așa. Cum îi spune mama? Moșulică. Moșulică, uite așa. Și îl punem aici lângă... Mexi! Țupu, uite pe țupu! Oh. Hai să mâncăm și noi conservă. Mâncăm și noi să ne facem noi dulău. Ne facem noi dulău, așa, așa, bravo. Nu, fii atent la el. Ok, next time. S-a trezit. Ce faci, Vali? Uite pe ăla ce-a fulit. Ce faci? Foarte bine. Când ne facem un haircut? În câteva zile. Sper, cafeaua acum. Bravo. O să trebuiască să plecăm afară să dăm zăpada. Da, am insă 20 cm. Wow. Asta e cea mai mare nisoare anul ăsta. Cine iese la un suc cu Vali? Haide, 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 haide la un suc cu Vali. Ninge foarte, foarte tare. E furtună de zăpadă în Ontario. Oh, mi-a vins răcață. Ninge foarte, foarte, foarte tare. Mașina e aproape îngropată în zăpadă. Au spus aproape până la 40 de centimetri. Să vedem dacă au avut dreptate. Ninge încă. Suntem pregătiți de a merge afară. Trebuie să pun, uite, șapcă cu pom-pom. Dacă n-ai pom-pom, la noi se cheamă pom-pom. Nu-i șapcă, nu e șapcă bună, trebuie să ai pom-pomul, știi? Trebuie să vedem. Așa. Bum bum. Pregătiți. Parcă-i Crăciunul, dar nu e. E anul nou, haideți. Vali, vii cu mine sau nu? Can you give him a second? Înseamnă să dai o secundă. Îi dai o secundă și îl așteptăm. Let's go. Hai să mergem. Păi nu, să nu ne luăm buți. Cum o să ieșim afară? Pentru că și pantofii, uite, sunt în zăpadă. Trebuie buți. Can you go bring some? Hai să luăm buți. Can you go bring some, please? Sunt leneș. Du-te și ia buții, Vali. Thank you. Unde mergeți? Păi mergem să... Oh, dăm zăpada. Wow. Astăzi chiar exercise. Nu știu, dăm zăpadă eu. Păi că suntem la Polul Nord. Nu, acum asta, da. Asta, da. Nu sunt pregătit. Asta e zumba. Zumba. Mama, tu te faci zumba, că deja eu deja am făcut mult zumba. Hai. Succese. Oh, no. Succese. Oh. Succese. Stai, că întâi trebuie să dau și un puțin aici. Asta și tu faci mult mai lung. La de zăpadă. Nu, asta e cel mai fain. Așa. Let's go. Păi trebuie să fii stylish la dat cu zăpadă. Păi trebuie să fii stylish, că dacă nu, de ce dai zăpada, nu? Păi, dar nu, nu are niciun sens. Mult pie. Ai grijă că arunăci. Da, vedeți că s-ar putea să fie gheață. Wow. E foarte mult. Hai, Alex, dă zăpada mai repede. Oh. Dar nu putea să ningă până acum. Vorbim de 30 de centimetri. 30? Am crezut că e... Da, vreo 15, 20. Așa. Vali. Welcome to Canada. O, uite acolo pe... jacuzzi, da, cam... Am început să dau ceva. Na. E foarte multă.
și va trebui mult mai multă muncă, dar de asta suntem forțoși, de asta am făcut sală, ca să putem să ajutăm în timpuri mai grele, așa. Asta este un POV filmare, chiar cum vedeți cum dau eu zăpadă, așa, super. După asta o să-mi iau o cafea, ciocolată caldă și o să bem și noi. Ar fi fain să văd dacă pot să mă duc în jacuzzi azi cu Vali. Ar fi ceva mișto, stai să vă arăt. Da, dacă putem să dăm zăpadă jos acolo, poate avem șansă să intrăm și un pic în jacuzzi, vedem noi. Acum am dat zăpada și deja s-a mai pus repede. Uite, încă un strat aici. Deci ninge în continuu, o să mai... Cred că se dublează ce a fost aici în curând. Azi că o să mai ningă încă vreo 3-4 ore, deși a nins toată noaptea. Cam 30-40 de centimetri, asta e Canada. Ce să facem? Asta e viața. Facem TikTok. Facem TikTok. Ah! Bună, Vali! Hai să-mi pun ceva în cap, pentru că părui ce fulit, trebuie să mergem la tunț. Super! Ok, am făcut niște TikTok-uri. Nice little ring light. Dăm zăpada. Vai de capul meu. Adică... Și Vali, mai avem și în față. Doamne, asta... Mai avem și în față. Vai de capul meu. Vali. Vezi? Wow. Uite cât de mult aniți. Alex, lasă pomul în pace că lovești. Ah, bună tata Ida, ce faci? Uite, vorbesc cu mama. Super. Ah, bună. Bună mama Daina. Ce faci? Dăm zăpada. Suntem hainici și dăm zăpada. Stai să vezi ce e în față. În față o să fie și mai mult. Cam frații gri în Vali. Da. Uite aici este hot tub-ul. Hai să vedem hot tub-ul, jacuzzi. Mamă ce aniți pe jacuzzi. La 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 la. Wow. Țipi țipi. Țipi țipi lipi lipi. Uite pe, scaunel. Scaunel. Oh my god. Așa. Trebuie să dăm toată, dar nu poți să lovesc. Uite și pe ăsta, scaunelul ăsta. Dă-l pe scaunelul, dă-l jos, așa. Bum! Vali, mergem în jacuzzi azi? Mergem în jacuzzi, mai târziu. Mamă, deci pe bula care mergem în jacuzzi. Niște chestii care avem să facem, sunt ocupați. Wow. Mai eu nu cred că glumesc, cred că asta este cea mai mare zăpadă care am luat-o noi în iarna asta. Și iarna trecută, deci o zăpadă foarte mare, cât avem? O să avem 40 de centimetri sau da, de genul. Wow. După ce am dat zăpada, tata ne așteaptă cu o omletă. Dar nu a făcut-o încă, punem jumării. Aici Alex, cu camera, aici avem jumării. Dacă pui jumări în păpară, iese așa un pic... Stai mami că filmează ăștia pentru YouTube, iară filmează pentru un nou vlog azi. Vorbim cu părinții lui tata din România, din Brașov. A, bună, mama Doina. Facem omletă. Facem omletă. Bravo. Dar cum am zis, dacă pui jumel în omletă, iese așa mai gustoasă, are un gust minunat, mai rich, mai bogat. Și bacon. Și bacon cu ceapă, 7 ouă. Și eu am întrebare, de, poftă, da. Și de ce Vali poartă șapcă în casă? Pentru că părul meu e parcă arată parcă cineva a murit în el. De ce nu te duci să te duci? Păi mă duc, în 3 zile mă duc, am vrut să merg azi, uite ce e afară, 40 cm. Bună, Alex. Mamă, uite părul după șapcă și după ce am dat zăpada din spate. Acum o să dăm zăpada din față, care este mai mare, că o să mai ningă încă vreo 10-15 cm. Deci, muncă, dar ne bucurăm că măcar ninge. O să bat eu. Alex, parcă ești un copil mic. Eu bat ouăle. Bat mami, ouăle. Trebuie să faci o pâine azi. Facem și pâine. Ouăle alea au fost rele, băi, să le bați. Yeah. O pâine eu. Faci o pâine? Fac o pâine, da, super. Dar terminați aici ca să... Mama, nu mai poți să pun de ei, unde-i Maxi? Nu știu unde-i Maxi, sper că nu-i afară. Păi... Puța, făcut apă. Haide cu păpărul ca... E foame? Mi este puțin. Da? După munca? De cât e ceasul? Aproape 11. Și m-am sculat la 8 azi. Deci, da. Ok. Ia, nu fura! Nu s-a pot abține, s-a până-i gata mâncarea. Căsuțul, suleț! Așa, super. O, oh, adu niște roșioare mici. De ce? De design. De design. Să-ți iau asta aici.
Stai așa, stai să pun la loc. Să pun niște roșioare. Dar din pauză vede care e păcată, tu, să ai tot bine. Da, dar aia poți să pui la sfârșit. Adică de ce să o mai folosim? Când e, o pui, o pui pe omletă, când e gata. O să o încălzesc în microunde. O încălzesc în microunde. Tale tocată. Uite așa. Și le față comercială. Vă și încă una. No, hai să vezi acum cum are. Ne arată mai frumos așa? Mai... Păi, design-ul acum e mult mai mișto așa. Așa, cu un pic de... Asta e păpară colorată. Omletă colorată. Trebuie să dau mai tare focul. Așa este. Așa. Așa, super, super, super. Dar gata, 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 gata cu cântatul, că deja mă amețești. Te amețesc? Ah, luăm asta. Dar așteptăm puțin să se coacă, cum se spune. Să se prăjească un pic. Dar poți să încerc. Mai devreme, bine am ea. Hai, stai. Super. Și după aceea trebuie să dăm zăpada în față, dar ninge non-stop în continuu. O să se mai adauge încă vreo 15 cm. Au zis încă 40 tu 60. Încă 40? Nu, total. Nu, nu. 40 60 still expected in Toronto area. Ah, în Toronto. Dar Toronto e aproape de noi, adică... Păi și fă analogie. Da, vai de capul meu. Deci, mâine... Da. Eu zic că asta e cea mai mare zăpadă în ultimii 2 ani, 3 ani. Adică peste noapte, la single interval. Într-o zi. Într-o zi, da. Într-o zi, că na, se mai adaugă 10 aici, 10 acolo, dar acum, nu știu. Da. Parcă suntem în filme. Și în moral cum e dacă aici e așa de muncă? În moral tot timpul e un moral de obicei un metru. Poate a ajuns la moral întâi. Ce faci, Alex? Parcă sculptezi. Da, uite așa. O să trebuiască să o flipui după aia. Trebuie să mă fac eu bucătare. De ce am fost la inginerie? Nu înțeleg. Da, nici eu nu înțeleg. Trebuie să ne deschidem noi... Asta e față de inginer? Nu e. Restaurantul Ido. Acolo avem chiar Putin. Că aveți, chiar că aveți față de bucătare. Păi chiar avem, bună. Nu știu de ce ne folosim talentul și darul de la Dumnezeu. Și bucătarii le face să mănânce și mie îmi place să mănânc. So, fits all the categories. Da, adevărul că n-am văzut bucătar slab. Păi? Mai vezi, dar mai rar. Oh. It's time to flip the sexy omelet. Că e sexy. Așa, partea asta. Flip this, baby. Flip this, baby. Absolutely stunning. Amazing. Și acum o lăsăm și o să fie gata. Hai la mă. Proteine. Proteine. Poftă mare. O papară delicioasă. Făcută de familia Ido, adică noi trei bărbați. Un pic de sosuleț. Așa. Ca să-ți dau o linguriță. Sosuleț de carne a fost făcută pentru paste, dar de ce să nu mai mâncăm? Asta a fost pentru spaghetti, dar e spaghetti bună și pe foarte omletă. Bună. Pui pe omletă să... Pahare. Pahare, da. Trebuie să începem cu țuica. Glumesc, nu. Nu mai bem. Gata. Nu mai bem. Nu mai bem. Gata, facem pauză. Asta e clamată, e foarte bun suc de... Squatch. Haideți la vată, poftă bună, poftă bună. Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuța Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Acum l-avem și pe Alex în vlogul ăsta, când vlogul trecut a fost doar eu. A fost pe live. Și sper că v-a plăcut. Scrieți în comentarii ce să mai postăm, o să încercăm să postăm puțin mai des. Nu am filmat cum am făcut afară în vlogul ăsta. O să fie la începutul vlogul viitor care să-l facem. Dar am făcut afară în spate, doar nu în față. Nu, mai e mult de făcut și acolo. Și am mai ninț mult după ce am terminat. Haideți să terminăm și vlogul ăsta. Da, scrie în comentarii. Vă pupăm. Vă iubim și acum noi, Vali, cum spunem noi de obicei. Stai, Alex, Instagram-ul. A, scuze, Instagram-ul e aici. Este asta până le recuperăm pe cel vechi, dacă le recuperăm vreodată. Deci, Vali, cum spunem de obicei? Păi, Alex, Ido Twins in sau Ido Twins out? Oameni frumoși, deja a fost Ido Twins in. Atunci, Ido Twins out!